chită. Eu o să mă gândesc la dansul care n-am fost. Geloasă, la... De atât. Dacă tu ai fi fost în locul Lorenei, ai fi fost deranjată? Dacă o altă fată ar fi procedat exact așa cum ai procedat astăzi? Normal, eu sunt foarte geloasă, da. Tu de ce o faci? De ce îmi reproșezi asta? Păi, pentru că a fost pusă piesa și eu personal cred că între ei nu este nimic. Adică eu am mai spus asta, eu nu o consider o apropiere reală. Deci doar te joci, nu este ca și cum ți-ai fi dorit într-adevăr tu să dansezi? Da, doar... mi-aș fi dorit așa, dar nu tare. 50-50. De ce ați fost toate deranjate de gestul lui Laurențiu așa la cameră? Nu cred că s-au amuzat mai mult pentru gluma mea, pentru că eu am spus că uitați-vă că Laurențiu îmi face așa, o pupă pe Lorena și... Nu, Laurențiu, cui ai făcut așa și cu ochiul? La public, nu? Asta a fost n-a zis o pupă pe Lorena să se iau în brațe. Nu, voi vă sărutați. Nu adevărat. În timp ce ai făcut asta. Puteam eu să mă sărut cu ea și să mă uit la voi așa. A fost. Te-ai întors și ai făcut așa. Era în brațe mele, nu am sau ceva. Când ea era cu... Pentru cine era? Pentru toți telespectatorii. Să vadă că o sărut pe Lorena. Tocmai și când s-a rămas cu Iulian, nu părea natural. Așa, că am împăcat-o, am reușit. Ce e rău? Uite, un om care înțelege, măcar. Ce e rău? Dar așa, împăcat, am da, Robert, te înțelege aici. Știi? Înțelege, dar am dacă împăcat-o, tu te așteptai că nu se chem în camera roșie, înseamnă că ne în bătaie de joc. Dar ai înțeles. Dacă ea se aștepta că eu să chem pe ea în camera roșie, înseamnă că ne în bătaie de joc. Tu nu știi motivul în primul rând acum. Tu vorbești așa fără să știi. Dar răspund și eu, bătaie de joc, sau ce vrei să-ți răspund? În bătaie de joc o să răspund și eu. Păi tu nu știi de ce. Am spus eu asta. Nici nu mă interesează de ce. Asta e a doua parte. Te ia pe tine în bătaie de joc sau pe voi doi, pe tine și pe Lorena? Pe toți. Toți care? Pe toată lumea. Dar nici tu nu crezi asta când spui. Vezi că dai din umăr așa. Nu adevărat. Dar să vezi, dacă ai fi văzut în ce stare era când vorbea, nu ai mai fi zis așa că îți bate joc. Era și nito. Dar nici n-a auzit contextul în primul rând. Dar ok. Nu, ce contează acum? Chiar nu mă interesează, nu vreau să zic. Dar de ce ai fi vrut să mergi cu el în camera roșie? N-a spus că vreau, mă așteptam ca el să mă cheme. De ce ți-ai fi dorit asta? N-a spus că mi-aș fi dorit asta, mă așteptam ca el să mă cheme pentru a avea niște explicații. De ce te așteptai la asta? Pentru că el a spus... El a spus că își dorea mai multe explicații de... Ceea ce am spus eu. De ce a spus Patricia? Lorena nu era în gradul să-i le dea. Deci credeam că o să mă cheme pe mine să discute despre chestia asta. Ei, poate le află de la Lorena, de la date. Păi nu au răspuns în același mod. N-a fost ăsta testul. Pa, pa, pa! Ne-a părut bine, Radu. Ia cu Robert, doamna Andreea. A, se ia cu mine. Aici grădinița nu bag în seamă grădinița. Dau pedepse. Ce? Du-te, mă! Încetează și tu odată că să rămâi fără date. Sau poate asta vrei, măcar să știu. Sigur. Sau poate nu o să obținem date-ul. Păi dacă tu faci așa, eu vrei să fii pedepsit din nou? În cauza mea, poate rămâne Radu fără date. Că Radu a început. Eu vorbeam cu Bianca s-a băgat. Dar nu mai băgat. Bianca nu mai. Indiferent cu cine, nu mai râdești tu, viperă mică, că numai atâta știi să faci. Viperă mică, ce drăguț. Lorena, crezi că Bianca face aceste lucruri cu și despre Laurențiu, pentru că vrea să se răzbune pe Laurențiu, pentru că și Laurențiu la un moment dat a intervenit în cuplul ei cu Alex. Și făcea aceste jocuri în timp ce ei doi erau împreună și erau acele tachinări și poate că și aceste jocuri și aceste lucruri pe care Laurențiu le-a făcut către ea au generat oarecum la despărțirea lor. Un pic, cât a fost. Nu știm. Dar, cu siguranță, a generat un pic la despărțire. Crezi că face asta din răzbunare? Pentru că așa îi promitea acum câteva zile? Sau pentru că, într-adevăr, are ceva pentru el? Consider, după ceea ce am văzut până acum... Ce fric? În părerea împărțită. Sau ambele. Da, ambele. Consider că sunt ambele. Și din răzbunare sau pentru că așa este ea și am văzut că a făcut același lucru cu Robert și Mihaela. Și acum sunt patroni care îi repetă pur și simplu. Și uite, așa Robert și Mihaela sunt un cuplu, sunt fericit, se iubesc, sunt votați. Dar nu erai de aceeași părere la început. Oricum, nu e vorba despre asta. Cred că da, face și din răutate și... din răutate, din răzbunare și pentru că probabil da și simte ceva pentru el. O să încetez să inventez lucruri, o să încetez și eu să inventez lucruri. Laurențiu, tu de ce crezi că face asta, Bianca? Mă interesează.
Dar versurile de la melodie te interesau. Am vrut să știu dacă e de bine sau de rău, nu versurile în sine. Da. Ce melodie ce ai auzit tu să fie de rău? Știu și melodii de rău. Ia, dă-mi un exemplu. Dau, dau. Dar spui alt cu banii sus că pot, pot. Stați așa, că vă și zic o manea, o să vă zic. Eu știu aia, cu Popa și poliția. Voi dăm înainte, voi dați înapoi. Unde mă duci? Care? Noi dăm înainte, voi dați înapoi. Bun. Păi asta nu-i de rău, e de bine, că tu ai înainte. E de rău pentru aia, pentru ceilalți. Mai este că dăm, Doamne, dușman mai mulți. Tot în zona aia. Am înțeles. Mai e la mine plouă cu bani, la dușman cu bolovani. Da. Mai e de rău. Bine, mă rog, era vorba de o melodie la care se gândea la tine când o asculta. Bianca, în momentul în care ai văzut pe Laurențiu și Lorena sărutându-se în Camera Roșie, ai avut niște reacții nu tocmai normale. Adică, din contră? Te distrai foarte tare, doar că nu se înțelegea exact de ce. Da, exact. Era într-un extaz așa. Dar de ce? Pentru că nu se înțelegea ce zicea. Am poate păcat-o că... ușor. L-am mâncat amuzant. Te-a făcut? Am păcat-o ușor. Dar cu ce supărase? Cu nimic. Nu, ea a simțit altceva, poate. Ce anume? A fost momentul cu Laurențiu. A, ăla. A fost o confirmare, nu, da. Nu, nu, nu. Când era cu melodia. Amândoi. Nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. Eu eram într-o stare bună, pur și simplu m-am bucurat pentru sărutul vostru pasional. Nu e nevoie să fii... Nu e nevoie să mă bucur. Nu, nu te-ai bucurat, chiar mă bucur în ciuda ta. Ironic. Mă bucur că v-ați sărutat. Felicitări. Mulțumesc. În sfârșit. Cum adică? Păi până acum s-au pupat, s-au pucit pupici. Acum a fost un sărut, bănuiesc. Adică n-am fost chiar așa aproape, dar părea un sărut. Că s-au sărutat chiar pe bune. Vrei să fii în Camera Roșie cu noi sau despre ce este vorba? Nu, am fost întrebată. Nu, ai zis, nu am văzut așa aproape, adică... Păi am fost întrebată, de ce am zis care chiar nu sunt relevante. Păi Lorena, oricum ea nu... Lasă că o să vadă și mama ta. Asta e clar și e normal că ea să nu... acorde atât atenție sărutului vostru. Dar nici tu păi nu a acordat prea multă atenție. Dacă ați vorbit despre asta, înseamnă că Doamne, a acordat prea multă... toată lumea a stat și s-a uitat, nu doar eu m-am uitat, s-a dat pe dar ecran. Dar tu ai comentat cel mai mult. De unde știi? Sunt sigură. Nu, chiar n-am comentat atât de mult. Sărutul l-am comentat, vă rog să-mi spuneți. Tocmai te-am întrebat pentru... Nu prea, am râs. Nu, dar ziceai ceva. Ce pardon. Zicea? Dar nu o vreau să zic. Ce-am păi zis? Tu ce zici? Eu nu mai știu ce-am zis. Eu... Că dacă Laurențiu ar fi lăsat orgoliul la o parte, ar fi reușit să treacă peste și ar fi venit să danseze cu tine și că ai simțit altceva din partea lui. Când azi? Ai spus asta la masă. Bă, asta n-a fost la sărut, asta a fost mai înainte. Păi da, înainte? A, nu. Asta e ceva. Ai simțit asta? Ce? Ar fi venit să danseze cu tine, Laurențiu? Da, ar fi venit. Doar că are orgoliul prea mare. Și cumva... Ar fi venit, așa strict. Are orgoliul prea mare sau că știa că ar fi deranjat-o pe Lorena? Sau că pur și simplu nu e interesat? Nu era interesat. Până acum Lorena a fost foarte înțelegătoare. Adică Lorena i-a înțeles multe lucruri lui Marinel. De ce ar trebui lui Laurențiu să nu le înțeleagă? A, scuze. Ai vrut să fii atent. Adică până acum a fost foarte înțelegătoare. Acum mi se pare că s-a legat pentru dintr-o chestie minoră. Pentru că eu cu Marinel nu am fost niciodată. Alo, ți-a făcut un apropo. Nu? Nu te... Și am spus că eu te cunosc mai bine. Că tu m-ai chemat în Camera Roșie pentru că voiai să faci mișto. Ba, tocmai că nouă le-o încurcat. Vorba vine, nu trebuie să-i zici. Okay. N-am auzit ce ai zis oricum, nu mă interesează. Am zis ce ai zis și tu. La fel. Egal. Da. Este o tachinare între ei, Lorena? Nici nu mai știu ce să crezi, sincer să fiu. Deja sunt sătulă de reacțiile pe care le are Bianca. Am vrut să o las la o parte pentru că ea așa este și vreau să înțeleg. Dar și din partea... Dar ce tachinare am avut eu acum? Nu știu. Ce tachinare am avut acum? Că nu am făcut nicio tachinare. Dumnezeu. La ce vă referiți? A fost un interes când ai vrut să asculti melodia, nu ai fi avut de ce. Dar după băiai să-i reproșezi atâta. Te-ai ridicat, am înțeles că a fost o glumă, am înțeles-o ok, dar nu știu, din partea Bianca îi văd că tot... Mamă, când o văd încă că se și bucură, da. Nici măcar n-ar trebui să... Din respect pentru doamna Andreea răspund, crede-mă. Și asta ar trebui să răspund și tu, nu mă interesează. Păi eu văd că se bucură, că stai tu să-ți pierzi timpul să vorbești cu ea. Du-te, fată, fă-ți un control, pe cuvântul meu, dacă visezi lucruri și ai paranoia și ai treburile tale, eu trebuie să fiu tras la răspundere, că ea și imaginează chestii, că merge ea sus, că ia lumea la dans, eu trebuie să fiu aici întrebat, să stau la cheremul ei, să răspund la întrebări. Dar te întreb eu, te-am întrebat păi, eu. Din respect pentru doamna Andreea, dar nu văd rostul să răspund la ceva. Te-am întrebat eu, Laurențiu. Eu nu te-am întrebat nimic. Păi, tocmai... Absolut nimic.
Te-a întrebat viitoarea ta iubită falsă. Nu este care. Bun? Care iubită falsă? Nu e așa, că e făcătură. Nici viitoare, nici posibilă. E făcătură. Bine că nu-s falsă, asta e mai ușor. Imagine să fii tu. Dar cu ce e falsă, Lorena? Așa, cu toată asta, apropierea asta lor, așa părțată. Dar, tu ești în capul meu? Mai așa simt. Știu că ai chestii în cap, dar în capul meu nu ești. Părerea mea. Ok, atunci părerea nu... Părerea mea. Da, nu spune că ceva este așa când doar este părerea, părerea ta. Părerea mea. Atunci spune, este părerea, părerea mea. Mea. Ok, da, dar nu ai început așa. A trebuit să încep fiecare frază. Părerea mea este că Lorena este falsă. Părerea mea este că ea minte. Uite, eu nu știu să vorbesc limba română corect, dar asta chiar trebuie să spui. Părerea mea este că Lorena minte. Părerea mea este că Lorena se complace în situația asta în care eu mă bag între ei, pentru că îi convine. Și chiar pe conexiune, ieri a încercat să sublinieze asta, cumva să aducă chestii din trecut, ca eu iar să mă bag. Nu cumva ei doi să scape de mine. Chiar vreau asta și am vrut o explicație. Lorena vrea susținători. Hai, lasă-mă.